În mod normal, acești elevi ai colegiului Maiorescu ar fi trebuit să fie la ora de informatică. Au preferat însă să chiulească, așteptând să treacă timpul pe o bancă în imediata apropiere a liceului. Nu au trecut neobservați, pentru că au intrat în vizorul polițiștilor care efectuau o acțiune exact pe tema chiulului școlar. Adolescenții au fost legitimați și invitați la secretariatul liceului pentru explicații. Conducerea liceului pentru a verifica dacă a absentat sau nu. Dați mie buletinul? Da, îl lămânez în cancelarie. La cancelarie a fost chemat dirigintele, care a luat la cunoștință despre chiulul elevilor, care se pare că nu se aflau la prima abatere. Potrivit procedurilor, înștiințați vor fi și părinții prin adrese din partea poliției. În primă fază luăm legătura cu reprezentanții unităților de învățământ și îi prezentăm directorului, diriginților. Aceștia sunt puși în discuție la nivel școlar, iar noi totodată întocmim adrese către familie, către unitatea de învățământ, încunoștindu-i cu privire la comportamentul acestora. La nivel școlar se va lua măsura disciplinară eventual, iar la nivelul nostru numai în momentul în care constatăm că săvârșesc anumite abateri care se încadrează în legislație, luăm și măsura sancționării lor. Vânătoarea de chiulangii a polițiștilor giurgiuveni s-a derulat și la celelalte licee din oraș, în special pentru prevenirea absenteismului și faptelor antisociale. Faptul că elevii chiulesc de la școală nu este nimic nou nici pentru elevi, profesori și chiar pentru polițiști, dar poliția urmărește altceva. Urmărește ca atunci când elevul lipsește de la ore să nu săvârșească vreo infracțiune sau să devină victima vreunei infracțiuni. De multe ori, elevii intră în anturaje nepotrivite și de aici pleacă totul. La nivel local, în municipiul Giurgiu, s-a organizat o acțiune reactiv preventivă în vederea depistării elevilor care absentează de la orele de curs, în vederea prevenirii violenței în școli și zonele adiacente acestor unități de învățământ și totodată am stabilit ca, în baza unui protocol încheiat cu toate unitățile de învățământ, permanent să existe la intrare și la ieșire de la curs câte un polițist în zona unităților de învățământ. Potrivit specialiștilor Institutului de Științe în Educație, un elev de liceu are în medie 22 de absențe nemotivate într-un semestru, iar motivele invocate în cazul chiulului sunt foarte elocvente. Elevii dau vina pe oboseală, pe faptul că nu au tema rezolvată sau că au probleme de sănătate. Doar unul din 10 elevi recunoaște că lipsa de interes l-a determinat să chiulească.